Sună, da? Băi, stați o secundă. Da? Gata? Da, merge. Da, toți? Da. Confirmăm faptul că astăzi dimineață o echipă a DNA a venit la Consiliul Județean, colaborăm cu autoritățile, am pus la dispoziție toate documentele solicitate de către procurori. În altă ordine de idei, pentru că am văzut că în mass media au apărut o serie de informații eronate, spunem noi, pot să vă anunț faptul că începând de astăzi, 15 aprilie și până vineri, 17 aprilie, domnul Cristian Adumițe, președintele Consiliului Județean Iași, participă la ședința plenară a Comitetului Regiunilor care se desfășoară la Bruxelles. Este un eveniment organizat și pus în aplicare de către Comitetul Regiunilor încă de acum 2 luni, din luna februarie. Domnia sa participă în calitate de vicepreședinte al grupului PPE din cadrul CEOR și membru în cele mai importante comisii din cadrul CEOR, respectiv CIVEC și COTER. Se discută o serie de probleme extrem de importante despre viitorul Europei, la discuții participând și reprezentanța ai Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene și Băncii Europene pentru Investiții. Actele solicitate de DNA, spacă, mulțumesc. Activitatea asta.